Vrei să apari pe ecran în următorul meu videoclip? Atunci completează cât mai rapid următoarele cerințe. Apasă pe butonul de like la acest video. Abonează-te la canalul meu de YouTube. Activează clopoțelul și bifează să primești toate notificările și scrie în comentarii literă cu literă, adică o singură literă pe comentariu numele tău fără să te întrerupă cineva. Vă las cu videoclipul. Salutare, mă numesc Marius și bine ați revenit, guys, la prezentarea Battle Pass-ului din Brawl Stars. Înainte să înceapă acest videoclip, aș vrea să vă rog să apăsați butonul de like, guys, să vă abonați la acest canal și să odată să nu și abonatul episodului care este Ionuț, care a scris în comentarii trebuie cu iti, o singură trebuie pe comentariu numele lui, lucru care trebuie să-l faci și tu dacă vrei să apară în următorul meu videoclip, guys, în episodul de astăzi de Brawl Stars, luați-vă un popcorn pentru că o să vă prezint Battle Pass-ul Brawl Pass din din Brawl Stars, respectiv toate rewards-urile și toate chestiile de genul. Înainte, guys, vreau să vă zic și cum am făcut rost de acest battle, Pass că până la urmă trebuie să dau și niște explicații în fața voastră. Ei bine, anumite conturi de Brawl Stars, guys, deja au primit battle pe Ați auzit foarte, foarte bine sub formă de test. Au primit Brawl pass ul sub formă de teste ca să se testeze Brawl pass dacă merge bine, dacă primești reward-urile, dacă totul este ok. Chiar acum, guys, aveți pe ecran o poză de la un băiat numit King Blake, care a primit Brawl Pass-ul. Bă, ideea foarte, foarte nașpa la el este că, și că Brawl Pass-ul a fost acolo sus, însă înainte se specula că va fi jos în stânga. Chiar acum aveți o poză pe care, adică acum nimeni nu știe ce să creadă. Oare cei de la Brawl Stars au schimbat Brawl Pass-ul? Ei bine, hai să vă zic care este treaba. Cum a primit acest băiat, acest Brawl Pass? Păi a primit mesajul ăsta de la Brawl Stars. Brawl Pass Unlocked Urry, adică și-o data la Brawl Pass mai înainte. Mi se pare un noroc foarte, foarte mare. Nu uitați dacă vreți voi să primiți să lăsați, la poate aveți și voi noroc Și totodată în caz că este cineva, nu știu, bă, sunt șase foarte mari să fie cineva care să-l primi Dacă e cineva care l-a primit să-mi lase un comentariu chiar acum Șanse mi sau mare bar nu am Însă, haideți să începem, guys Să vă zic care este treaba Prima dată o să vă prezint niște chestii despre Broplace Pe care nu l ați mai văzut niciodată Iar după, datorită surselor mele din leak Și a pozelor făcute de băiatul ăsta King Blake O să vă arăt rewardurile de la Brawl Pass. Hai să începem, guys! Vom începe prima dată cu clasica poză pe care toată lumea o știe de la OPG Studio. Ei bine, băieții ăștia au liquid Brawl Pass-ul. Aici puteți vedea, sus este Brawl pass free și jos este Brawl Pass-ul... Cum zice, jos este Brawl Pass-ul ăla care trebuie să cumperi 5 dolari. Totodată o să fac foarte multe giveaway-uri cu Battle Pass-ul de 5 dolari. Deci vedeți, guys, că avem acolo Brawl Box, Brawl Box, sus, PowerPoint, jos, Big Box. Deci 100%, guys, dacă acum am... O chestie care mi se pare logică, chestiile de la Premium PS, adică la, la care o să plătești o să fie mult mai bune decât de la cel free. Mi se pare foarte, foarte șmecher. Însă, guys, avem o informație cum că va exista un Chromatic Brawler în Free Pass, ați auzit foarte, foarte bine. În Free Pass sau în Premium Pass, nu se știe aici, însă sunt șase ca să se adauge. Totodată aș vrea să vă arăt și următoarea pagină de la Brawl Pass Chiar acum aveți o poză pe ecran în care puteți observa că sunt acolo coinuri 100% jos, sunt mai mulți, mai multe coinuri și după în dreapta este un big box sus și de data asta un brawl box jos. Adică oamenii încearcă să echilibreze foarte mult balanța asta, gen asta mi-a plăcut foarte, foarte mult el, că înce încearcă să echilibreze totul și tocmai de aceea nimeni nu se supără. Aș vrea, guys, totodată să vă arăt și faptul că Până la urmă, cum obții bă, aceste puncte? Battle Pass-ul va avea 1100 de puncte, dacă nu știți, 1100 de puncte. Cum vei obține aceste puncte prin quest-uri. Chiar acum aveți pagina de quest-uri pe ecran, ați auzit foarte, foarte bine. Este pagina asta de quest-uri cu o poză cu Shelly momentan, nu se știe ce questuri, însă vor fi foarte, foarte multe chesturi și totodată cu diferite evenimente, cred că vor fi weekend questuri, cred că vor fi foarte, foarte multe chestii care să vor da puncte să completezi Battle Pass-ul. până la urmă, 1100 înseamnă 11 nivele. Bănuiesc că gen quest o să fie destul de grele ca să cometești 11 nivele, că până la urmă de obicei la Battle Pass sunt 100, nu 11, adică la să sunt de 10 ori mai puțin gen. Bănuiesc că, da, logica ar fi ca oamenii să-l pună gen să fie foarte, foarte greu să dai un rank up. Știi ce zic? Adică, bă, dacă ar fi așa 11 nivele, n-ar fi mare șmecherie. Iar acum, guys, ce o să vă mai arăt? O să vă mai arăt încă o poză care, ci că spune, o să fie ceva skin pe și totodată un brawler cromatic sus în dreapta un, un brawler cromatic la 800 Vedeți acolo sus în stânga un schimb pe PEM Basta sunt numai speculații Însă, chiar acum, guys, am lista cu reward-uri De la primul și al doilea sezon din Brawl Stars Chiar acum, guys, o să vă citesc Prima dată, la 100 de Brawl, post, brawl Pass Points Vei primi așa La free, un Brawl Box Și după, la premium într un Brawl Box Deci caz că la ai pe amândouă, vei primi două Brawl Box-uri După la 200 de puncte la free vei primi un big box foarte important. Vei primi un big box la free și după 50 de powerpoints-uri la celelalte. După, la 300 de brol pe de brawl vei primi odată 50 de powerpoints-uri și 50 de coin-uri dacă ești la premium. După, la 400 un brawl box și un big box. La 500 un big box și 30 de etichete. Și la 600, guys, vine partea foarte, foarte șmecheră. La 600 de trofee, din sursele mele, vei primi 50 de coinuri la Free Rewards și la Premium Rewards un brawler cromatic. Iar acum, vă rog să nu săriți cu gura, pentru că cei care au făcut aceste licuri au vrut să dea o precizare foarte, foarte mare. De obicei, guys, bănuiesc că voi v-ați obișnuit ca în Battle pass în jocurile care v juca. jucat, de exemplu, gen în Battle pass nu prea sunt brawler sau ceva de deci genul, sunt skin-uri în general. Ei bine, skinul, skinurile astea Gen, gândiți-vă așa, nu se mai găsesc niciunde. Adică în momentul că e un skin la Battle Pass și numai la Battle Pass. Skinul ăla e numai la Battle Pass. Adică nu mai este absolut niciunde. Este exclusiv în Battle Pass, nu poate pica, nu-l poți cumpăra. Ei bine, se spune că acest brawler nu va fi exclusiv în Battle Pass pentru că până la urmă nu ar fi corect să dai... Neapărat să ai 5 euro ca să dai pe brawlerul ăla. Și va pica și din Brawl Box, va fi un brawler de realitate cromatică care va fi puțin sub legendară și puțin peste mitică, dar va fi între mitică și legendară. Și tocmai de aceea, guys, vreau să adaug faptul ăsta că nu va fi un braun exclusiv de să nu vă speriați. După chestia asta, guys, va veni de la 700 de brawl, de brawl pass points un brawl box și încă un brawl box. După la 800, un big box și 100 de coinsuri. După la 950 de coinsuri și 25 de power pointsuri. Iar acum, la sfârșit, în cazul în care ai premium rewards, ești foarte, foarte câștigat. Respectiv la 1000 și la 1100 de brawl pass pointsuri. Hai să vă zic care este treaba. Deci la 1000, la brawl pass points, primești gen la free rewards două brawl boxuri și la 1000 și la 1100 primești tu câte un brawl box și după la primul reward primești un mega box și la sfârșit un skin pe Brawl-ul cromatic tot din battle pass. Mi se pare genială chestia asta să primești un skin pe Brawl-ul cromatic din battle pass. Mi se pare foarte, foarte wow. Iar acum guys, hai să trecem la sezonul 2 care este brawl pass points free wash tot 1100. Se spune că va fi încă un nou level pentru că bă, băieți, gândiți-vă așa. Oamenii nu pot să facă un update la o săptămână, să bage o sezon 2 la o săptămână. Gândiți-vă că sezonele astea sunt calculate ca gen... Ce, ce contează în sezonele astea? Brawl pass Ei bine, gândiți-vă că la cât timp se termină un sezon de Brawl Așa că s-a terminat zilele trecute. Hai să vedem dacă putem observa când se termină următorul. În 10 zile, băieți, bă, în 10 madă facă zile. Nu știu la cât timp, cred că undeva la 2 săptămâni Bă băieți, e prea puțin 11 level Adică bă, eu dacă mă joc le fac pe toate Într-o zi, știi ce zic? Primim ce șagil, asta este ideea. Următoarele uh, Brawl Pass points următoarele rewards. La 100 de Brawl Pass points primești un Brawl Box și un Brawl Box. După la 200, un Big Box și 50 de power points. -uri. La 300, 50 de power points și 50 de coinuri. La 400, Brawl Box și Big Box. La 500, Big Box și 30 de etichete. Și la 600, guys, din nou la 600, la 600 este un brawler nou. Însă se zice că o să fie încă o nouă raritate numită Brawl Pass Rewards Brawler, cum este la Trophy Road Brawler. Acesta va fi Brawl Pass Brawler, care va fi exclusiv numai din Brawl Pass. Însă se spune, guys, că dacă o să existe un brawl de asta, inclusiv pe brawl pass o să fie la free rewards, pentru că la premium rewards nu prea are nicio logică să fie, gen, știi, o să fie la free rewards, că na, cam asta este treaba, după va urma așa, guys, după chestia asta, la 700, 800 și 900 de trofee vei avea 50 de coinuri, brawl box-uri, brawl box-uri, big box uri toate chestiile astea basic și după, ceva ce mi se pare foarte, foarte tare, parcă sezonul 2, Tinde mai mult către oamenii care nu au bani să plătească. Au o dată mega box, gratis și totodată avem și un skin pe acel brawler. Bă, ideea este că bănuiesc că acest Brawl Pass va veni de fiecare dată, asta e o chestie foarte șmecheră, va veni cu un nou brawler. Cam asta este ideea Brawl Pass-ului, după părerea mea, va veni de fiecare dată cu un nou brawler. Și prin Brawl Pass-ul ăla o să poți să iei ăla și pe lângă chestia asta mai poți să iei și un skin pe -l. Bă, mi se pare absolut genială chestia asta, nu știu dacă vor face la fel la fiecare brawler. Pentru că până la urmă a ieșit foarte, foarte mult pe minus, însă asta am vrut să vă zic, guys. totodată. Aș vrea să vă arăt ceva ce, ce nu s-a mai arătat. Se spune, nu se știe dacă este adevărat sau nu. Însă, chiar acum, guys, o să aveți pe ecran. Chiar acum aveți pe ecran poza de la primul pe, Brawl, Pass. pe sezonul 1 Jungle Escape. Puteți vedea pe această poză ce zice. Prezintă Brawl pe peste 20 de Brawl Box-uri, Exclusive skin, 5.000 de coins-uri, emote peste tot, bradare. Deci, se zice. Gen, ce am zis eu acum, că reward-urile astea pe Brawl pe sunt șanse foarte, foarte mari să fie. Bă, gândiți-vă ce o să fie în Brawl pe 100%, gen, dacă nu mă credeți pe mine sau dacă nu credeți absolut nimica. Vor fi coinuri, Big Boss-uri, Brawl box Mega boxuri, uri Brawler, emote-uri, gem-uri, tichete, token doubler și toate lucrurile astea, guys. Cam atât a fost cu clipul ăsta. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut, guys, și totodată vă aștept pe live-urile pe care o să le fac după ce se ansează Brawl pentru că o să dăm foarte multe Brawl pass la abonați, pentru că până la urmă voi sunteți totul și voi meritați foarte multe Brawl Pass-uri. Activați cu eu am fost Marusian, cu ne vedem cu un cu episod de noi. Hai, salut!